Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre lungimea unui segment, distanța dintre două puncte și despre segmente congruente. Numărul care ne arată de câte ori se cuprinde un segment unitate în segmentul considerat se numește lungimea segmentului respectiv. Haideți să construim un segment pe care îl voi nota cu AB și voi considera un segment unitate. Haideți să îl desenăm aici și să vedem de câte ori se cuprinde segmentul unitate în segmentul considerat. Haideți să începem. Avem mai întâi o unitate, încă o unitate, apoi încă o unitate și ultima unitate și observăm că segmentul AB sau lungimea segmentului AB este de 4 unități de măsură. Voi sunteți obișnuiți să folosiți rigla, însă gândiți-vă la situațiile în care nu aveți o riglă la îndemână și trebuie să vă descurcați cu ce aveți. Dacă voi veți considera un segment unitate, în funcție de segmentul considerat, puteți să determinați lungimea unui segment. Mergem mai departe. Prin distanța dintre două puncte, înțelegem lungimea segmentului cu capetele în punctele respective. Haideți să considerăm un punct A și un punct B. Dacă noi vrem să aflăm distanța dintre punctele A și B, de fapt asta înseamnă lungimea segmentului AB. Și bineînțeles, puteți să faceți acest lucru prin măsurare, cu rigla sau cu considerând un segment unitate, așa cum am explicat și mai devreme. Mergem mai departe. Spunem despre două figuri geometrice că sunt congruente dacă prin suprapunere coincid. Asta înseamnă că două segmente se numesc congruente dacă au lungimile egale. Așa că, haideți să vă arăt. Avem un segment AB și un alt segment verde pe care îl voi nota cu CD. Și haideți să vedem dacă cele două segmente sunt congruente, dacă au aceeași lungime. Să vedem practic dacă prin suprapunere coincid. Și a uitați, observați că cele două segmente prin suprapunere coincid, asta înseamnă că sunt congruente, au practic aceeași lungime. Dacă eu aș mări puțin segmentul CD, puțin mai mult, putem observa faptul că cele două segmente nu mai au aceeași lungime, prin suprapunere nu coincid, asta înseamnă că nu sunt congruente. Încă o dată, două segmente cu aceeași lungime se numesc segmente congruente și vom nota acest lucru în felul acesta, AB congruent cu CD. Haideți să vedem acum un exercițiu. Determinați, prin măsurare, distanța dintre cele două puncte marcate pe harte. Avem un punct A și un punct B, și haideți să folosim rigla pentru a determina distanța dintre punctele A și B. Observăm că avem o riglă gradată și atunci întotdeauna fixăm rigla. La 0 cm, și haideți să vedem cât este distanța dintre cele două puncte. Observăm că suntem între 6 și 7, fix la jumătate. Asta înseamnă că aici avem 6,5, și atunci lungimea segmentului AB este de 6,5 cm, adică distanța dintre punctele A și B este de 6,5 cm. Haideți să vedem acum o altă problemă. Pe dreapta d se construiesc punctele A, B și C în această ordine. Știind că lungimea segmentului AB este de 6 cm și lungimea segmentului BC este de 3 cm, calculați distanța dintre punctele A și B. Așa că haideți să construim dreapta d. Haideți să o notăm, considerăm punctul A și haideți să luăm rigla. Pentru a construi segmentul AB de 6 cm. Aici va fi punctul B. Apoi trebuie să construim segmentul BC de 3 cm. Asta înseamnă că punctul C se află aici. Și acum trebuie să aflăm distanța dintre punctele A și C. Putem să facem acest lucru prin măsurare, să vedem cât este distanța dintre punctele A și C, și observăm că este de 9 cm, dar haideți să vedem cum am putea face asta și prin calcul. În primul rând, reamintesc faptul că distanța dintre două puncte reprezintă de fapt lungimea segmentului respectiv. Asta înseamnă că distanța dintre punctele A și C este de fapt lungimea segmentului AC. Și atunci, dacă ne uităm cu atenție, observăm că Lungimea segmentului AC este de fapt egală cu lungimea segmentului AB plus lungimea segmentului BC. Asta înseamnă că lungimea lui AC va fi egală cu 6 cm plus 3 cm și, într-adevăr, obținem că lungimea segmentului AC este de 9 cm. Asta înseamnă că distanța dintre punctele A și C este de 9 cm. Și, în final, știați că. Cea mai veche hartă din lume a fost realizată cu aproximativ 6200 de ani înaintea erei noastre și aparține unui oraș din Turcia. Această hartă a fost descoperită în anul 1963 de cercetătorul James Mellard și pe ea erau reprezentate aproximativ 80 de locuințe e momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Desenați punctele A, B, C și D astfel încât lungimea segmentului AB este egală cu lungimea segmentului BD și este egală cu lungimea segmentului CD și egal cu 5 cm, iar lungimea segmentului AD este egală cu lungimea segmentului BC și egală cu 10 cm. Determinați prin calcul lungimea segmentului AC. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.